Secretarul general al Consiliului Europei a cerut României să aștepte avizul Comisiei de la Veneția în cazul modificărilor legislației penale. Aceste reforme riscă să intre în contradicție cu obligațiile internaționale ale României, mai ales cu cele asumate în cadrul Convenției Consiliului Europei privind legislația penală în cazul corupției, după cum s-a semnalat în recentul raport ad hoc elaborat de grupul de state împotriva corupției, GRECO. În calitate de stat membru al organizației noastre, România are obligația de a susține principiile statului de drept, a declarat șeful Consiliului Europei. Oficialul a mai subliniat că Europa este în continuare dispusă să ofere în acest caz expertiză suplimentară României dacă va fi nevoie. Consiliul Europei este prima organizație interguvernamentală europeană postbelică înființată la 5 mai 1949 ca organism european de promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a valorilor democratice.